L-am alături de mine în această zi pe Marius Zamfir, psiholog expert în psihologie judiciară. Bine ați venit la Radio 3.net! Salut, bună, bine v-am găsit! Avem câteva lucruri importante și de actualitate de punctat, pentru că trăim într-o eră digitală, avem copii digitali. Trebuie să vedem de unde până unde ne face bine și când ar trebui să ne mai oprim din toată această poveste frumoasă de altfel. Aș vrea să încep întrebându-vă, pentru că dumneavoastră lucrați cu foarte mulți copii, cum vi se par copiii actuali? Copiii actuali au un nivel de inteligență mult mai bun decât generația noastră, să spunem așa. Problema e că nivelul de funcționalitate global este un pic scăzut. De ce? Funcționalitatea unei persoane este dată în primul rând de mai mulți parametri și aici vorbim de memorie, atenție, gândire. Dacă gândirea generației actuale funcționează mult mai bine pentru că au destul de multă informație, a scăzut foarte mult nivelul de concentrare și deci de atenție și de memorie. Tocmai datorită faptului că, din păcate, copiii stau foarte mult în fața ecranelor în ultimii ani. Ne-am avut am înregistrat o creștere foarte mare odată cu pandemia, dar trebuie să diferențiem timpul alocat unui ecran ca timp de gândire, ca timp de școală, ca timp de serviciu, față de timpul alocat relaxării, pentru că acolo este o problemă, acolo se modifică niște mecanisme. Și cu toate acestea, aș vrea să vorbim puțin despre adolescenți, pentru că mai avem câteva luni și încep examenele. Spuneați că atunci când e prea multă joacă în mediul virtual este o problemă, însă aș vrea să vorbim puțin și atunci când sunt foarte multe teme pe care le facem în fața unui monitor, dacă este o problemă. Da, este o problemă pentru că noi suntem niște persoane foarte dependente de mecanismele sociale. Gândiți-vă că până la urmă funcționăm într-o societate în care dacă luăm o zi obișnuită a unui adult, cel puțin 80-90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu avem neapărat un chef foarte mare să le facem. Și vedem că, de fapt, în spatele acestor activități avem foarte multe motivații de natură socială, de cele mai multe ori. Ori copilul care, adolescentul care se învață să stea foarte mult în fața unui ecran, creierul și mecanismele genetice, neuropsihofiziologice, încep să primească plăcere din acest tip de interacțiune și să nu mai primească plăcere așa cum ar trebui din o interacțiune normală, socială, până la urmă. Și atunci aceste persoane încep să se izoleze mai mult, încep să primească plăcere din a se juca pe un joc în fața unui calculator, în loc să primească mecanismele plăcerii din interacțiunea socială, de unde ar trebui normal să le primim. Ce e de făcut în cazul în care constatăm un comportament care nu este sau nu era specific copilului / adolescentului în urma utilizării peste măsură a mediului virtual? Care sunt primele lucruri pe care trebuie să le facă un adult când vede un comportament deviant? În primul rând, cred că ar trebui să diferențiem un pic ceea ce înseamnă consum excesiv. Și noi în consum excesiv, adică dependență de ecrane, vorbim de dependență neurologică, dependență care până la urmă funcționează pe aceleași mecanisme neurologice ca orice tip de dependență, vorbim când, în general, în medie, o persoană ajunge să stea undeva peste 4-5 ore în fața unui ecran. Pentru că, deja atunci vă spuneam, creierul începe să se readapteze și începe să primească plăcere din tipul acela de interacțiune și nu mai începe să primească plăcere așa cum ar trebui în interacțiunea socială. Este cumva dependent de aceste mecanisme și trebuie încet încet să vedem cum începem să realocăm un timp de calitate împreună cu copilul, un timp prin sport, prin mișcare, prin ieșit afară cu prietenii. Da, ideal ar fi să nu dăm deloc copilului până în 2 ani acces la ecrane, pentru că din păcate avem parte de acest fenomen pe care eu l-am denumit autism virtual. Deci Exact. Bebeluși uitați în fața ecranelor, care ajung să dobândească comportamente asemănătoare copiilor cu tulburarea de spectru autist, adică nu mai înțeleg absolut nicio instrucțiune, nicio comandă, nicio cerință,
nu răspund la nume, parcă nu ne aud, nu ne mai privesc în ochi, nu ne mai urmăresc, nu știu să arate cu degetul când vor ceva, vin și ne iau pe noi de mână și cu mâna noastră ne duc către obiectul respectiv. Deci niște copii care, al căror grad de funcționalitate este foarte, foarte scăzut și la nivel social, dar și senzoriomotor, și astfel copiii nu mai ajung să se dezvolte corespunzător pentru că li se blochează mecanismele învățării, adică capacitatea de imitare, acest limbaj receptiv, partea asta de înțelegere a comunicării și mai ales partea de joc simbolic, de joc cu poveste în spate. Și atunci ei rămân cu o întârziere foarte mare până la nivelul de, vă spuneam, comportamente asemănătoare tulburării de spectru autist, adică una dintre cele mai grave tulburări de neurodezvoltare a copilului până la urmă. Și ce le-aș spune, vă spuneam, ideal ar fi să nu le dea deloc acces. Până la urmă, din punct de vedere genetic și neurologic, creierul se dezvoltă, numim noi, prin cantități de stres limitat controlat. Orice înseamnă la un copil mic cantități de stres limitat controlat, înseamnă stabilirea de reguli, stabilirea de limite. Bineînțeles, pe nivelul lui de vârstă, de dezvoltare, avem acum fel de cărți care ne arată ce ar trebui să facă copilul la un an, la 2 ani, da? Adică copilul s-a jucat cu o jucărie, vrea altă jucărie, îl învățăm să o strângă pe aceasta. Știu că nu-i place să o strângă, dar pentru plăcerea de a se juca cu cealaltă, trebuie să învețe să o strângă pe aceasta, pentru că, vă spunem, până la urmă trebuie să creezi un copil funcțional ca să funcționeze într-o societate în care noi, adulții, în 80-90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu avem chef să le facem. Numai că nouă ni se dezvoltă niște mecanisme genetice, neurologice, de obținerea hormonilor stresului atunci când e nevoie, de obținerea hormonilor plăcerii atunci când e nevoie. Și copiii hiperprotejați, copiii care primesc un acces foarte mare la ecrane, nu-și mai dezvoltă cum trebuie aceste mecanisme. Să-i pună pe gând. Noi organizăm în data de 18 martie la sala Dales o conferință, se numește Schimbare de paradigmă în autism, autismul cauză sau efect al altor tulburări, în care vom demonstra împreună cu medici de diverse specializări, geneticieni, alergologi, imunologi, psihologi de specialitate, vom demonstra că de cele mai multe ori ceea ce denumim noi autism, pentru că din punct de vedere medical nu există în momentul ăsta niciun tip de analiză medicală prin care să diagnosticăm autismul din interior, ci diagnosticarea autismului se face doar din exterior pe baza unor comportamente specifice. Vom demonstra că, de fapt, aceste comportamente apar datorită unor mecanisme care nu se dezvoltă corespunzător la nivel genetic, neurologic, dar nu neapărat că așa s-au născut copiii, cu toate că sunt și cazuri de autism genetic, cum a spus și dumneavoastră, dar atunci, de fapt, este o tulburare genetică, dar pentru că, datorită unor alergii, intoleranțe, toată această fabrică, să o numim așa, care ar fi trebuit să producă mecanismele plăcerii în interacțiunea socială și mecanismele neurologice corespunzătoare funcționalității, nu se mai dezvoltă corespunzător pentru că apar niște dezechilibre. Ca să relaxăm puțin discuția, dacă mai putem vorbi astăzi despre celebra comparație pe vremea noastră, domnule psiholog, ce părere aveți de acest lucru? Pentru că noi ne raportăm și spunem la finalul fiecărei discuții cu adolescentul, cu copilul nostru, pe vremea noastră și las punctele de suspensie. Mai e valabilă sau ar trebui să ne dăm două palme așa mentale? Că nu mai putem vorbi totuși de pe vremea noastră. Da, într-adevăr, nu mai putem vorbi neapărat de pe vremea noastră, pentru că pe vremea noastră, gândiți-vă că un copil de la clasa 1 avea cheia de gât și se ducea singur și era independent și Da. mergea singur la școală și venea de la școală și își gătea sau își încălzea mâncarea până ajungeau părinții. Copiii de astăzi, să știți că mare parte din problemele lor apare și pe un fond de hiperprotectivitate. Acum trebuie să luăm niște mecanisme din spate, genetice. Până la urmă am trăit în 45 de ani de comunism cu niște lipsuri, să zic așa, și noi ne dorim copiii noștri să nu aibă aceste lipsuri și vedem niște mecanisme care de multe ori le facem la nivel inconștient. Corect. Dar o mare parte din mecanismele care nu ajută copilul să se dezvolte corect în ultimul timp sunt de fapt aceste sisteme parentale hiperprotective. Copilul nu prea e lăsat să facă mai nimic. Foarte corect. Dacă oamenii ce văd materialul acesta vor să vă pună întrebări, vor să vă ceară ajutorul, unde vă pot găsi?
Păi pe tot ce înseamnă rețele de socializare, conferințe autism de la site, Facebook, Instagram, TikTok, vă spuneam, vom avea foarte multe prelegeri în cadrul acestei conferințe în care noi vom ajuta părinții să înțeleagă cum să-și ajute copilul să-l dezvolte mai bine și să facem un binare între terapiile specifice și actul medical, care, din păcate, de multe ori, cel puțin în domeniul autismului, se baza doar pe tratarea unor simptome specifice și nu pe cauzalitate. De aceea e foarte important să mergem și pe aceste posibile legături de cauzalitate, măcar să le eliminăm și să știm cum putem ajuta mai bine acești copii.